Sfântul. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cucernice, Părinte, binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, ca să fac și ca să-i duc de amintele, în acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aș propune să se vorbească în ordinea de pe anunț, de pe afiș. Părintele Aldea, primul, că e preot, Radu Breda, pentru alte întâietăți. Deci să se vorbească reprezentată partea aziei. Încă îi așteptăm. La un moment dat era vorba de o binecuvântare care era așteptată. Noi îi așteptăm cu drag și vrem să fie ceva, să spunem, ecumenic. Vrem să fie o agora în care pur și simplu să spună fiecare ce simte, ce gândește, cum gândește și cum înțelege lucrurile. Pentru că așa trebuie să fie în biserică, pentru că dacă nu există transparență în biserică, înseamnă că ceva nu este în regulă cu viața bisericii. Și nu în ultimul rând, apelul Patriarhiei Ecumenice de convocare a acestui sinod, care este o enciclică ce s-a citit în Duminica Ortodoxiei, în toate bisericile de Patriarhie Ecumenică, spune că acest sfânt și mare sinod proiectat spre a se întruni în luna iunie 2016, este responsabilitatea tuturor membrilor bisericii care au datoria să se informeze asupra subiectului, asupra documentelor și cu inimă bună, cu inimă curată, să-și expună opiniile, criticile, așteptările. Cred că trebuie să dăm curs acestui lucru, așa este firesc să se întâmple lucrurile. Cred că este bine să nu există antagonizări, în sensul că în momentul în care nu există dialog, fiecare, să spunem, din cele două tabere sau trei care s-au poate polarizat ușor-ușor în lumea ortodoxă, are tendința, văd în anumite articole, chiar internaționale, din presa de limba engleză, din vest, are tendința de a... au tendința tabere de a se demoniza un pic cu reciproc, ceea ce nu este bine. Deci e nevoie de un dialog și de o exprimare și de a punerea oamenilor împreună. De altă parte, deplâng și eu și alții faptul că un lucru pe care l-a spus și reprezentantul Patriarhiei Serbiei, Înalt Preasfințitul Irineu de Bačka, într-o intervenție foarte recentă, cu ocazia lansării unei cărți cu traducerea documentelor, deci propuse pentru Marele Sinod, Sfântul și Marele Sinod, deplâng faptul că lucrurile s-au făcut un picuț cam prea în grabă. Documentele nu au fost
publicate din timp. În ianuarie, Patriarhia, ianuarie spre februarie, Patriarhia Moscovei se lăuda că la presiunile ei au fost publicate. Nu înțeleg ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost publicate și în ce fel ar fi funcționat lucrurile, dar, mă rog, ei așa s-au lăudat. Iar apoi, rând pe rând, diferite sinoade ale bisericilor autocefale și-au expus poziția față de aceste documente și avem Patriarhia Moscovei, care cred că a fost prima, chiar la începutul lunii februarie. Lumea a fost chiar mirată cum se poate aduna un sinod doar câteva zile, cel mult o săptămână, de la publicarea lor, când a fost timp ca aceste subiecte să fie dezbătute, poporul, pleroma bisericii, teologii, chiar membrii Sfintelor Sinoade, când au avut timp să discute pe tema aceasta, să se tragă niște concluzii. Și aici aș aminti poziția înalt prea Sfințitului Ierotheos Vlahos, sau Ierotei Vlahos, nu știu românii mai bine, din Grecia, de Naftaptos și Sfântul Vlasie, care spunea că multe dintre documentele pregătitoare sau documentele chiar semnate în diferite comisii mixte, chiar interreligioase, interortodoxe sau de alt tip, interecumenice, nu sunt cunoscute chiar și membrilor Sfântului Sinod. Ceea ce e un anumit tip de transparență care nu poate da rezultate bune. Lumea, pe de o parte, consideră că undeva acolo este ocultă, ceva se întâmplă în spate și noi nu participăm de plin la asta. Într-o anumită măsură, poate că au și dreptate, pentru că, iată, lucrurile se întâmplă în felul acesta. Pe de altă parte, ceilalți, cei care acționează în acel tip, consideră că lumea se isterizează degeaba, ceea ce iarăși nu este în regulă, pentru că există un temei pentru semnele de întrebare ridicate. Și revin. Sinodul Georgiei, următoarea poziție, care a fost neclară la început, până la urmă s-a înțeles că au fost respins cel puțin documentul referitor la relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul sau cu ansamblul, cum s-a tradus la noi, lumii creștine. Mai târziu, Sinodul Bulgariei a avut o poziție critică, tot la articolul, în special articolul 6 din documentul menționat, care vorbește despre faptul că Biserica Ortodoxă, deși are conștiința că Biserica este una sfântă subornicească sau catolicii, nu, Eclisia, și apostolică, și această biserică, una sfântă subornicească și apostolească sau apostolică, este Biserica Ortodoxă, totuși recunoaște și alte culte, biserici și confesiuni, pardon, creștine, existența lor istorică, dar faptul că nu suntem în comuniune cu ele. La lansarea traducerii volumului cu documentele pentru Marele Sinod, am remarcat la conferința ținută la Facultatea de Teologie faptul că cartea cu documentele și considerațiile legate de aceste documente, în varianta deci tipărită de români, aceste considerații spun că ar fi de așteptat ca această terminologie să se schimbe pentru că produce confuzie. M-a bucurat acest lucru pentru că și bine m-a îngrijorat. Și că în niciun caz nu trebuie înțeles aceste cuvinte în sensul că s-ar recunoaște un grad de eclezialitate în afara Bisericii Ortodoxe. Deci, sigur, aștept de la membrii, de la invitații din seara aceasta să lămurească diferitele probleme care i-au frământat. Vom lăsa 20 de minute fiecăruia dintre invitați să se exprime. Aș dori să nu se depășească aceste 20 de minute, după aceea să se treacă la anumite discuții. De curând, ca să închei cu asta, puțin am făcut o inversare, în cer iertare. Săptămâna trecută foarte proaspăt, Sfânta Chinotita Sfântului Munte Athos a trimis o scrisoare oficială către Patriarhia Ecumenică, poziția Sfintei Chinotite, critică la adresa documentelor și ea. Și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, de asemenea, s-a întâlnit săptămâna trecută, tot cu rezultatul este tot o poziție critică. La mine nu a ajuns decât un document în limba greacă,
mai lung decât am reușit să-l citesc, am reușit să-l citesc până acum, prea lung ca să pot să-l parcurg deja, dar care este un text al sinodului permanent. Înțeleg că se așteaptă decizia sinodului mare zilele următoare. De menționat, de asemenea, sinodul Rocor și o situație dificilă, să spunem, în biserica, în Patriarhia Moscovei. Patriarhia Moscovei, sau mai bine zis, sinodul bisericii ruse din afara Rusiei, în care au făcut parte sfinți mare ai secolului 20. Cea mai mare parte a acestui sinod s-a unit acum 9 ani, în 2007, tot de cincizecime, tot de Pogoria Duhului Sfânt, s-a reunit cu Biserica Moscovei, însă statutul lor este un statut special de autonomie extinsă, din câte știu. Și iată, avem o situație chiar foarte specială. Sinodul Patriarhiei Moscovei adoptă aceste documente, avant la letrele, deja le numește ca fiind ortodoxe și corecte. Sinodul ROCOR, Russian Orthodox Church Outside of Russia, celebrul cu denumirea sa vestică în engleză, le consideră greșite în diferite puncte, un text foarte bun teologic, foarte interesant teologic, și poziția înaltă a Sfințitului Marcu al Berlinului, din partea acestui sinod, la fel de urmărit, o puteți găsi pe internet. La această conferință nu vom citi texte, în principiu, în sensul că iată ce a spus eu știu ce autor. Inițial trebuie să spun că am invitat mai mulți teologi de peste hotare, deși din alte patriarhii, nume mari, să-mi trimită măcar, pentru că nu-mi permitea mai mult de atâta, să-mi trimită măcar o opinie publică, dacă cumva și-a exprimat o să-mi o semnaleze, dacă nu, dacă pot să o formuleze. Au existat ezitări. Am apelat și la o mănăstire din Sfântul Munte, mănăstirea Cutlu Mâș, a cărei poziție e pe mine m-a impresionat și teologic, și am primit de la gând și un cuvânt de felicitări pe care avem binecuvântarea să-l citim, e foarte scurt, în deschiderea conferinței. Iubiți frați, am fost înștiințați despre conferința pe care o organizați în legătură cu viitorul sinod și vă felicităm pentru inițiativa dumneavoastră. Conform Sfinților Părinți, toți suntem membri ai trupului bisericii și, prin urmare, noi toți avem cuvânt, avem justificare și responsabilitate de a trăi și de a mărturisi întregii lumi credința ortodoxă. Deci problemele ortodoxiei sunt ale noastre tuturor. Pozițiile Sfintei noastre mănăstiri, precum și cea a Sfântului Munte, au fost deja publicate. Ceea ce așteptăm de la voi, mai ales de la cei tineri, este să cercetați serios temele legate de Marele Sinod și să rugați pe Domnul nostru să vă lumineze, astfel încât în interiorul trupului bisericii să mărturisim cu toți harul și să vestim cuvântul adevărului. Cu dragoste în Hristos, Arhimanditul Hristodulos, Egumenul Sfântei Mănăstiri Cutlu Mâș. Mulțumesc pentru atenție și predau cuvântul Părintelui Stavrofor, pe Mihai Andrial. Cred că, dată fiind lipsa curentului electric, o să trecem pe aici sau nu știu, dar e un loc bun, ca să zic așa, ca să te faci auzit în sală, așa că vin și eu. Sunt foarte multe lucruri care se pot spune despre această întâlnire organizată în Creta, numită Sfântul și Marele Sinod Pan-Ortodox. Însă, ceea ce mi se pare mie cel mai important poate fi redus la două cuvinte. Dragoste, înțelepciune. Dacă nu avem dragoste și înțelepciune, am alunecat. Nu putem să zidim ceva, nu putem să facem nimic bun. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este să fim liniștiți sufletește. Am văzut că unii se tulbură, se agită foarte tare. Fie pro, fie contra. Nu este ortodox.
Dacă vă uitați la înregistrările vieții neoprotestanților din diferite părți occidentale, o să vedeți această înclinație spre exaltare, spre izbucniri, spre țipete, spre discuții apocaliptice și așa mai departe. Nu este ortodox. Nu este ortodox. Trebuie să avem calm, trebuie să avem răbdare, trebuie să avem încredere în lucrarea de Dumnezeu. Citiți, vă rog frumos, viața Sfântului Grigorie Palama. Există acea traducere foarte frumoasă în limba română a Părintelui Dumitru Stăniloae, există traduceri mai noi și mai complete. Uitați-vă să vedeți cu câtă răbdare a discutat el, inclusiv cu tot felul de opozanți agresivi și duri ai credinței ortodoxe, ani de zile. Și el a trecut și prin închisoare pentru treaba asta, dar nu și-a pierdut cumpăr. El a avut încredere în Dumnezeu și și-a făcut datoria. Sunt două lucruri diferite. Pe de o parte, datoria personală pe care fiecare trebuie să-și o îndeplinească. De cealaltă parte, lucrarea lui Dumnezeu pentru a ține biserica până la a doua venire a Domnului. Sunt două lucruri diferite. Să nu credem că noi ținem biserica și noi apărăm ortodoxia. Noi ținem biserica și apărăm ortodoxia noi înșine. Și dacă am făcut acest lucru, am câștigat. Mai departe, în clipa în care reușești să ții în tine credința și să fii partea bisericii, devii, cum spune Hristos, lumina lumii. Deci, să vă feriți, să vă apărați cât puteți de aceste inclinații care, repet, nu sunt ortodoxe, de tulburare, de agitație, de pierderea cumpătului. Și să privim lucrurile cu dragoste și înțelepciune. Și primul cuvânt legat de dragoste pe care l-aș spune astăzi, foarte important, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Să țineți minte acest lucru, pentru că în foarte multe învățături neortodoxe se tot vine cu această justificare a iubirii, care, vezi, Doamne, ar justifica despărțirea noastră de adevăr, despărțirea noastră de dreptate, renunțarea la părți din învățătura creștină, totul, repet, sub pretextul iubirii, sub pretextul că asta este dragoste, nu? Scriptura spune limpede, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Așa încât lucrurile, din acest punct de vedere, sunt simple. Noi ne-am adunat aici ca să spunem părerea noastră, cuvintele noastre, felul în care înțelegem noi problema aceasta a așa numitului sinod canotodox, din dragoste. Din dragoste față de episcopii noștri, toți, patriarhi, mitropoliți, arhiepiscopi, episcopi, vicari, toți. Le dorim tuturor mântuire și vrem toți să ne mântuim împreună. Vrem să fim o biserică, Biserica lui Hristos, să fim o corabie care să străbată valurile acestei vieți după voia capului bisericii, care este unul singur. Iisus Hristos. Este un lucru foarte simplu. Și de aici pornește toată cealaltă discuție, toată cealaltă dezbatere. Eu am avut cu mila lui Dumnezeu prilejul să public câteva materiale despre întrunirea din Creta. Așa că acum nu o să punctez decât unele elemente. Am aici printat regulamentul de organizare și funcționare al Sfântului și Marelui Sinod Panortodox. Din ianuarie 2016, la Șambesir. Semnat sau nesemnat de 14 întâi stătători, pentru că a fost în ianuarie o sinaxă a întâi stătătorilor, la care s-au aprobat documentele preliminare ale acestui sinod, ale acestei întâlniri din Creta. Cei 14 semnatari sunt aceiași care vor vota și vor semna și în Creta. Sunt exact aceiași oameni. Aceiași oameni s-au întâlnit în ianuarie, aceiași oameni se vor întâlni în iunie. Și atunci de ce în ianuarie este sinaxă și în iunie este sinod panortodox? Răspuns, nu există niciun motiv, nu există nicio justificare pe urmă. Absolut niciun.
În realitate, în Creta va fi o sinaxă a întâi stătătorilor bisericilor autocefale. Asta nu este un sinod în sensul propriu al cuvântului, cu atât mai mult nu este un sinod panortodox. În Sfânta Scriptură se vede limpede un fapt pe care îl ignoră peste un miliard de oameni care spun creștini, dar din păcate îl ignoră mulți dintre cei 300 de milioane care îi spun ortodoxi. Anume faptul că nu există un episcop mai mare decât ceilalți. De exemplu, în Evanghelia după Matei, la capitolul 20, Hristos își vestește patimile. Zice, ne suim la Ierusalim. Era în drum spre Ierusalim. Era la sfârșitul vremii sale de propovăduire. Și spune că va fi răstignit și așa mai departe. Și ce se întâmplă? Care este reacția apostolilor? Citiți și aici, citiți și la Marcu și o să rămâneți uimiți. Au început să se certe care dintre ei, dintre apostoli, este șef. Care pare că este mai mare dintre ei. Dincolo de dimensiunea tipic umană a acestui gest, așa suntem noi. Cu rușine și cu pocăință trebuie să recunoaștem că așa suntem. Mândria noastră acoperă de atâtea ori glasul lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu, încât ar trebui să fim foarte rușinați de acest lucru. Dincolo de acest aspect, fundamental este faptul că, pe de o parte, nu a existat unul dintre apostoli care să se ridice să spună, măi, dar cum discutați voi care este cel din tâi? Nu m-a pus pe mine Hristos cel din tâi? Nu a existat așa ceva. Și, în al doilea rând, faptul că Hristos însuși nu a zis, păi stați un pic, cum vă certați că e mai mare? Păi nu l-am pus eu pe cutare să vă fie șef și cap al bisericii. El e. Hristos nu spune așa. Zice, un cap, un șef omenesc, au păgânii. La voi să nu fie așa. Dacă vreunul dintre voi vrea să fie cel mai mare, atunci să se facă slujitor de Dumnezeu. Lucru pe care Hristos l-a arătat, nu doar la cina cea de taină când a spălat picioarele ucenicilor. L-a arătat mai mult după aceea când s-a răstignit pentru toți, făcându-se slujitorul tuturor miliardelor de oameni care s-au născut și se vor naște pe lume. Asta este cheia sobornicității bisericii. Cheia sobornicității bisericii. Biserica se organizează de la începutul ei ca un trup. Este scris în Sfânta Scriptură foarte limpede. Biserica este un trup al cărui cap este Hristos. Nu poate să preia conducerea altă parte a trupului. În clipa în care un organ se dezvoltă exagerat, crește exagerat, avem de-a face cu o boală care poate să ducă la moartea întregului organism. Nu poate inima să preia conducerea corpului, nu pot plămânii sau unul dintre plămânii, care se crede mai important, dreptul care mai mulți lucruri. Nu există așa ceva. Și biserica este sovornicească. Acest lucru s-a văzut de la început și rămâne în veci în Biserica lui Hristos. Ori este pentru prima dată în istoria bisericii, este pentru prima dată de la Hristos și până acum, când se întâmplă ca în biserică să se organizeze un așa numit sinod care să încalce fundamental regulile sinodalității. Și prima regulă a sinodalității este aceasta. Toți episcopii sunt egali între ei. Toți episcopii sunt egali între ei. Deci, dintr-o dată, sinodul acesta nu este sinod pentru că nu respectă regula sinodalității. Sigur, poate să fie o sinaxă a întâi stătătorilor, cum a fost în ianuarie. Dar nu este sinod. În al doilea rând, și cum să spun, sunt niște lucruri foarte simple și evidente. Niciodată în istoria Bisericii n-a existat un așa numit sinod pan-ortodox, cum se organizează acum. Am adus o carte. Voiam să aduc multe, dar până la urmă am zis că n-are rost. Cine caută, găsește. Această carte este Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă.
Este carte oficială a Bisericii Ortodoxe Române, tipărită cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de-a lungul tuturor patriarhilor care au fost în biserica noastră. Este o carte cu întrebări și răspunsuri. Este o mărturisire de credință ortodoxă expusă simplu și pe larg, în așa fel încât cine dorește poate să găsească răspunsurile fundamentale aici. Întrebarea 65. Ce este un sinod ecumenic? Ce este un sinod ecumenic? Ce spune această carte, tipărită de nenumărate ori cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și care a apărut în aceeași formă, în limbi diferite, în toate bisericile ortodoxe din lume? Un sinod ecumenic este adunarea episcopilor bisericii drept credincioase pentru statornicirea, formularea și întărirea învățăturii și regulilor de viață ale bisericii. Încă o dată, un sinod ecumenic este adunarea episcopilor întregii biserici drept credincioase pentru statornicirea, formularea și întărirea învățăturii și regulilor de viață ale bisericii. Adică este un sinod panortodox. Pan-ortodox înseamnă a toată ortodoxia. Un sinod ecumenic este un sinod a toată ortodoxia. Practic, sinod pan-ortodox și sinod ecumenic sunt sinonime ca înțeles. Doar că atunci când vorbim de ecumenicitate, ne axăm în primul rând pe biserică și cuprinderea ei, iar atunci când vorbim despre ortodoxie, vorbim în primul rând despre credință și cuprinderea ei, dar cuprinderea este aceeași. Deci, până la urmă, termenii sunt sinonimi și la nivel practic, la nivel direct, sunt absolut identici. Deci, a spune sinod pan-ortodox sau a spune sinod ecumenic este, în esență, același lucru. Atribuțiile pe care, prin regulament, și le atribuie sinodul pan-ortodox sunt însă mai mari decât ale unui sinod ecumenic. Prin regulament și prin documentele preliminarii, care, atenție, au fost aprobate, de aceiași episcopi care, pe urmă, vor vota din nou dacă le aprobă sau nu. Prin aceste documente, Sinodul Pan-Ortodox se proclamă pe el însuși criteriul ultim al Bisericii. Ultimul criteriu al Bisericii este Hristos. Penultimul criteriu al Bisericii este receptarea de către plinătatea Bisericii, pleroma Bisericii, a oricărei schimbări, a oricărei învățături și așa mai departe. Antepenultimul este Sinodul Ecumenic. Însă, acest Sinod Pan-Ortodox, prin documentele pe care le-a aprobat, se pune deasupra tuturor acestor trei criterii. Sinodul ecumenic este acceptat ca sinod ecumenic atunci când este recunoscut de plinătatea Bisericii, de pleroma Bisericii, ca fiind ecumenic. Au fost sinoade uriașe care s-au declarat ecumenice, au fost unele semnate cu pana murată în Sfânta Împărtășanie și pe care Biserica l-a respins și eventual a declarat tâlhărește. Deci nu este un sinod criteriul ultim al Bisericii. Aici este vorba de o alunecare pe care am numit-o clericalism. Unii o numesc, și nu degeaba, teologia primatului. Indiferent cum o numim, este o alunecare din subornicitatea bisericii. Care, alături de alte două alunecări foarte importante, filetismul sau etnofiletismul, cum se spune mai curând în Grecia, și ecumenismul, au dus la teologia ruptă de realitatea multora dintre aceste documente, inclusiv a Sinodului Pan-Ortodox în sine. O să menționez pe scurt un singur aspect din relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină, un document adoptat la conferința de la Chambéry din octombrie 2015, de aceeași 14 ierarhi, și care zice Biserica Ortodoxă își fundamentează unitatea
Atenție! Pe faptul că a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos, pretenția asta o au multe alte grupări. Și pe comuniunea într-o Sfânta